Zeci de severineni au mers astăzi în audiență la primarul Mareș Crăciu. Cu probleme diverse, oamenii au căutat sprijin și rezolvare la necazurile lor. Multe dintre ele au fost soluționate, iar pentru altele, primarul a spus că va merge pe teren pentru a vedea care este situația la fața locului. Disperați că nu găsesc rezolvare la problemele lor, zeci de persoane au mers în audiență la primarul Marius Creciu. Am o problemă cu piața, am piața. Așa. Știți că tot timpul mi s-a pus motorină, mi s-au pus asta, tămâie, lumânări, acolo nu s-a rezolvat nimic. Avem niște cereri din anii anteriori la dumneavoastră pentru asfaltarea curții interioare și aleii laterale la blocul 3. Chiar dumneavoastră ați fost prezent acolo. Primarul a declarat că fiecare problemă semnalată va fi analizată, astfel încât să se găsească o rezolvare. Cele mai multe doleanțe vizează pagubele produse de furtuna ce a avut loc la Drobeta Turnul Severin în urmă cu câteva săptămâni. Sunt foarte multe probleme, mai ales după ultima furtună, cea care ne-a dărâmat efectiv 21 de acoperișuri. Am avut 27 de mașini avariate. Această problemă eu am ridicat-o public din anul 2017, când am rugat asociațiile de locatari ce nu aveau autorizații pentru acoperișuri să vină să le dăm aceste autorizații și să înceapă să facă proiecte corecte, autorizate, care să poată să reziste la intemperii. Primarul Marius Creciu a declarat că se vor căuta toate soluțiile pentru ca fiecare cetățean să fie mulțumit, iar necazul cu care se confruntă să fie depășit.